După o pauză de mai bine de 80 de ani, în care a lipsit un dialog între municipiile Bălți și Iași din România, de Ziua Națională a Culturii, autoritățile locale din cele două orașe de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit și au semnat un acord de înfrățire. Este un document istoric menit să contribuie la dezvoltarea regiunii de nord a Republicii Moldova, au declarat semnatarii. Totodată, comuna Dumbrăveni din județul Suceava, România, s-a înfrățit cu orașul Sângerei și cu satul Corlăteni din raionul Rășcani. Printre prioritățile stabilite cu acest prilej se numără atragerea investițiilor europene, rezolvarea problemelor sociale și promovarea valorilor comune. Mulțumim foarte mult! Ne onorează! Bine v-am găsit! La mulți ani! La mulți ani tuturor, doamnă! Felicitări! Prezent la eveniment, consulul general al României la Bălți a declarat că a venit momentul ca municipiile Bălți și Iași să se apropie și să contribuie împreună la avansarea Republicii Moldova pe calea aderării europene. Stabilirea unei cooperări fructoase dintre municipiile Iași și Bălți va contribui la fortificarea aderării și integrării europene a Republicii Moldova. Municipiul Bălți are toate prerogativele să se apropie de municipiul Iași. Nu trebuie să devină doar niște documente semnate într-o bibliotecă, ci trebuie să transforme niște lucruri concrete. Proiectele pe care cetățenii municipiului Bălți, ca și cetățeni din întreaga Moldova, le așteaptă, vor fi mult mai vizibile și cu o intensitate mult mai mare. La rândul său, primarul de Bălți, Nicolae Grigorișin, a vorbit despre prioritățile orașului și perspectivele care se deschid, odată cu semnarea acordului de înfrățire cu municipiul Iași. Știți foarte bine că una dintre problemele majore ale orașului este aprovizionarea cu apă. Noi sperăm că vom găsi o alternativă prin municipiul Soroca și ne vom conecta la apeductul din Iași. Primele proiecte pe care le vom implementa vor fi în domeniul educației, culturii și atragerii investițiilor în orașul nostru. Suntem interesați în realizarea tuturor proiectelor. La noi nimic nu rămâne pe foaie. Noi mereu muncim. La finalul întâlnirii, primarii au făcut schimb de cadouri. Vi-l doresc cu mare bucurie. Este un album cu fotografii istorice ale municipiului nostru, pe care sper să le vedeți. Ne vom uita. Da. Este tot o istorie Bălți. Între timp, orașul Sângerei și orașul Corlăteni din raionul Rășcani s-au înfrățit cu o comună din România. Grație acordului de înfrățire pe care l-au semnat, părțile vor putea atrage investiții și vor putea implementa proiecte comune. Să știți că avem o bucurie mare. Pe lângă faptul că suntem frați după sânge, noi astăzi am semnat un acord de înfrățire care prevede o colaborare pe viitor și, în primul rând, pentru ca să avem o viață calitativă aici, în oraș Sângerei, toți vorbim despre fonduri europene și aceasta este tot o cale atunci când ne înfrățăm cu un oraș sau o comună din România. Înfrățirea presupune aducerea de fonduri în localitatea dumneavoastră aici, în Sângerei, din fonduri europene, din fonduri proprii și din nu numai. Înfrățire înseamnă înfrățire prin cultură, prin tot felul de evenimente pe care le putem face. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de muzică și dans organizat de Secția Raională Cultură din Sângerei.